Numele meu e Mona Vidu, am 41 de ani aproape, în octombrie împlinesc și sunt dermopigmentist, micropigmentist mai uzual. Este un domeniu foarte frumos de beauty care se împlătește cu arta, arta e ceea ce mă definește pe mine de fapt, fac și machiaj, asta e de fapt ceea ce sunt eu. De ce ai venit la Bate în Palma? Păi, în primul rând, mie îmi place să cunosc oameni noi, îmi place să socializez, îmi place să particip la astfel de emisiuni, evenimente, sunt o persoană foarte activă și de ce nu să și câștig niște bani, pentru că de ce nu? Și ce vei face cu banii câștigați? Știi cum e, banii căutăm mereu să facem, dar trebuie să ne și bucurăm de viață și m-am gândit să-i folosesc pentru a călători. În jocul de astăzi vei merge pe intuiție sau ai o strategie anume? În ultimii ani am învățat să-mi ascult intuiția, mi-am dat seama că de câte ori am încălcat-o n-a fost bine și voi merge pe intuiție, bineînțeles. Strategii nu cred că sunt, e pe noroc, pe feeling.